Ieri a avut loc ședința de Consiliu a Baroului Maramureș, ultima din 2019. Aceasta a fost organizată în comun cu filiala județeană a Casei de Pensie a Avocaților. Am considerat că această ședință, fiind ultima din acest an, să fie o ședință comună, de altfel ca și prioritățile noastre pentru anul 2020. Avem, printre altele, și faptul că odată la trimestru această ședință de Consiliu să fie una comună între Consiliul Baroului Maramureș și filiala Casei de Pensii a Avocaților din județul Maramureș. La final de an vrem să mulțumim, pentru că așa este frumos, tuturor membrilor Baroului Maramureș pentru susținerea care ne-au dat-o la momentul alegerilor din 16 martie acestui an. Încrederii pe care sper că nu i-am dezamăgit. 2019 a fost un an greu, dar plin de provocări și pentru avocații din Baroul Maramureș, la fel ca pentru toți românii. Cu toate acestea, multe dintre proiectele propuse în martie la instalarea noii conduceri a Baroului au fost realizate. Decanul Florin Andreicuț a amintit acum, pe final de an, și buna colaborare cu 13 dintre firmele de succes de la noi, cărora le-au fost oferite diplome de excelență. Și pentru că deja ne aflăm în perioada surprizelor frumoase, aseară a fost organizat un bal al surprizelor al generațiilor. Îl vă aștepta pe Moș Crăciun un număr de 40 de copii ai colegilor noștri avocați. Am invitat și colegii pensionari care încă mai sunt în viață și urmașii acestora din Baroul Maramureș. Un număr de 21 de persoane ne-au confirmat prezența, pentru că și acești colegi trebuie să-i, cel puțin de două ori pe an, spun eu că ar trebui să vedem, măcar la adunările generale, care se țin anual, ordinare, și cu ocazia acestui bal de Crăciun. Este un lucru minunat, pentru că de câțiva ani încoace, Baroul Maramureș este prima inițiativă a decanului Baroului și a membrilor Consiliului Baroului și a Casei de Asigurări, în care se întâlnesc în preajma sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou, se întâlnesc atât tinerii cu copiilor, cât și seniorii, pensionarii mai nou din Barou, cu ocazia venirii moșului. Astfel de întâlniri între generații nu au mai fost organizate până acum.